O să-ți prezint, te rog, deși nu mai e nevoie, da, o doamnă care era să-i distrug viața. Poți? Claudia Stroie se măritase. Așa. Se măritase, doar că nu știau părinții. Aoleu. Nu știau părinții, vine la emisiune, sunt 20 de ani de atunci, Claudia. Da, da, da. Bună. Și vine și... Bine ai venit. Și vine și îmi spune, așa, vezi că m-am măritat, urmează să plecăm în Africa de Sud, unde trebuie să, da, pleci cu soțul tău? Da, pe vapor, în Africa de Sud. Și am vrut să-i dau o palpitație, două maxim, trei, și am zis, perfect, vă dau pe post. Și ne-am rugat de ea, nu te rugăm, nu spune. Dar n-am spus, nu. Trebuie să recunosc, da, și făcut asta. Bine. Niciodată. Au aflat după aceea, bineînțeles. Evident. Atunci erai magician. Asistentă de magician, am devenit magician după. Da. Și povestea asta splendidă, visul ăsta frumos pe care îl crezi în fiecare zi, a venit așa ca un fel de încununare a muncitarea. Da, magie. Da, da, aveam un efect de magie cu baloane de săpun. Da. Făceam un balon de săpun, scoteam un porumbel și am zis să fac mai mult. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că nu e atât de simplu pe cât pare. Balonul de săpun e atât de fragil, atât de sensibil, încât nu poți să faci multe lucruri cu el la prima vedere. Și tu ești un om foarte sensibil. Da, mulțumesc, știu. Dacă n-ai fi fost și ca personalitate așa, ți-ar fi ieșit? Sincer, nu știu. Mai sunt oameni care fac asta în România? În România, da, mai sunt. Nu pot spune că sunt eu singura, că n-am inventat eu roata de la bicicletă, dar eu am un record în Guinness Book. Așa ca omul, știi? Toată lumea. Da. Sunt producător de spectacol cu doar cu baloane de săpun. Scriu așa o poveste scrisă doar cu apă și săpun pentru copii, bunici, părinți și... Pentru toți copiii din lumea asta. Corect, așa. Am avut o discuție foarte lungă despre tine în redacție și, bineînțeles, am început să ne certăm. De ce? Pentru că nu știam de unde faci de substanța asta. E a mea, personală. A, perfect. Deci nu vorbim despre asta, e secret. Da. Hai să începem să facem lucruri, pentru că noi nu știm ce să cerem. Da. Adică nu... Ok, o să fac și eu ceva așa elegant pentru început. După aceea o să vă invit, o să am o probă pentru voi, pentru că cel care câștigă o să intre într-un balon de săpun. Perfect! Hai să încercăm! Mulțumim!
să atingem un balon de săpun cât mai mult cu paleta de ping-pong. Mulțumesc! Mulțumesc! Bela, trebuie să-l ținem pe suprafața paletei. Numai pe roșu. Fetele, perfect! Da. M-am ținut. Să vă arăt eu ce trebuie să faceți. Să nu se spargă. Deci, lovim astfel. Dacă și specialistul înseamnă că noi nu ne facem de râs, pentru că noi suntem începători. Se mai întâmplă, e totuși balon. E totuși un balon. Asta mă și fascinează, imprevizibilitatea poveștii astea minunate. 2, 3, 4, 5, 6. Ușor, Teo. 8, 9, 10, 11, 12. Ai crezut că se dezipește. Doar 2. Și acum Bela. Bela, înșed, mamă. 1. Nu, unu, nu, o să câștigi, o să vezi. Trebuie să lovești ușor, ușor, da? Ușor, bravo, 2, ai câștigat. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super! Deci, cine e? Bela a câștigat, ea intră în balon. Ok, să... Eu? Bela. Și totuși, haideți să-i dăm și lui o probă, să vedem. Deci Bela este primul om care intră în balonul de săpun, după care Teo și, bineînțeles, acum Mito. Nu, asta e prea simplă pentru tine. Am înțeles. Pentru tine avem o altă probă și anume Bubble in Bubble. Da, eu cu capul trebuie să... Da, trebuie să introduci un balon în balonul mare, astfel. Sigur, de unde iau balonul pe care îl introduc în balonul mare? Din gura ta, hai. Poftim? Așa. Suflă, suflă. Nu băga nasul, scurt ca un puf. Și o să încerc. Hai. Lăsați-o și pe ea, Teo, ușor ca un puf. Super! Bine, bravo! Să o băgăm pe Bela în balon, pentru că mai avem timp pentru asta. Îți spui o dorință, da? Da. Da. Și, încă o dată, balon! Ești în bată și în balon și fără balon. Bravo! Mulțumim foarte mult că ai venit. Ne-a adus atâta bucurie și magie. Da. M-am simțit ca un copil. Și noi la fel. Păi da, chiar suntem copii. Așteptăm cu drag să ne mai dai probe, pentru că o să învățăm între timp și noi. Ne ducem acasă, ne cumpărăm niște... Baloane. Baloane și repetăm. Exersăm cu ele. Dacă doriți, puteți proba și dumneavoastră balonul de săpun. Așa o să facem. Da. Îți mulțumim foarte mult, Claudia. Mulțumesc mult și eu. Mulțumim din suflet.